bună, intrăm pe megapodul ăsta, care este o lucrare inginerească super tare. Se pare că este, plătim, cred că 13 euro, vedem acum. Da, cred că 13,50 euro. Avem Revolut, se vede, nu? Vă ziceam de super pod, super lucrare inginerească. Are vreo 13,5 am plătit. Are vreo 2,7 km aproximativ. A fost făcut cam în 5 ani. Am așteptat tare să vedem podul ăsta. Și zău că ne place tare că suntem pe el. Poți să-ți exprim bucuria, nu mă supăr. Bună. Poți să editez video mai târziu, cum a zis Ștefi, dar poate nu vreau să-l editez. Din câte am văzut, da, într-adevăr, sunt două benzi pe sens. Are 4 piloni, a câte 500 de metri diferență între piloni. Este cel mai mare pod cu cabluri, din câte am înțeles eu. Poate mai bine ar fi să vă las să vedeți voi, văd că există o restricție de 80 de km la oră pe pod. Oricum e foarte, foarte interesant. Puțină lume, puține mașini, mă așteptam să fie mai multă circulație. E posibil să ajungem pe insulă și să fim noi cu noi, cum ziceau și copiii. Deci traversăm Corint, parcă, nu? Canalul Corint. Am înțeles că pe vremuri, ca să traverseze cele 10.000 de mașini pe zi care le traversează, dura, nu știu, în jur de nu știu câte zeci de ore. Acum 10.000 de mașini, 45 de minute cu feri. Acum o mașină face, cred că, mai puțin de 2 minute, nu, sau în jur de 2 minute, având 80 de km la oră, cam așa. Se pare că ieșim de pe pod, se numește Rion Antirion podul. Super, mi-a plăcut tare, interesant, sper să ca și vouă să vă fi plăcut. Zi bună! La revedere! Thing Greek, cred că încă mai există vase sau ceva. Elada, la revedere, zi bună!